Bine v-am regăsit, dragi prieteni, iubitori de povești, la Bucuria Poveștilor, cu o poveste, de data aceasta chiar provocare, pentru că am să vă pun o întrebare. Așa începe povestea și să știți că, într-un fel, și așa se termină. Este o poveste scrisă de Alexandru Lascarov, moldovanu. Are foarte multe povești creștine frumoase și câteva dintre ele sper să reușesc să vă spun și eu în următoarea perioadă. Dar aceasta începe așa. Dacă v-aș întreba ce înseamnă să avem mila lui Dumnezeu, oare ați ști ce să răspundeți? Sau dacă ar veni cineva în casa voastră și v-ar întreba, este aici mila lui Dumnezeu? Ce ați răspunde? E o întrebare și pentru mai mititei, dar și pentru mai măricei. Pentru că zice povestea că era odată un călător care adeseori în călătoriile lui, atunci când era căzduit de diversi oameni, îi întreba pe oamenii aceștia dacă este aici mila lui Dumnezeu. Și unii oameni stăteau și se gândeau, dar oare ce ar putea însemna asta? Alții se înfuriau, dar de ce mă întrebe asta? Ce o fi la tine în casa ta sau ce vrei să zici cu asta? Alții treceau mai departe fără să se gândească. Cert e că oriunde mergea călătorul acesta și punea întrebarea pe care v-am pus-o și eu, este aici mila lui Dumnezeu, lăsa în urma lui întoarcerea la întrebare. Este aici mila lui Dumnezeu? Și ce ar însemna oare? Pentru noi ce ar însemna să fie în noi mila lui Dumnezeu? Apoi, într-o bună zi, călătorul în sfârșit a primit această întrebare. Omule, dar ce înseamnă asta? Tu ce înțelegi prin asta? Ia ca, zice omul, înțeleg să avem grijă de aproapele și mai înțeleg să-i vedem pe cei în necaz și mai înțeleg să ne pese de ceilalți. Dar nu toți puneau întrebarea. Și zice povestea în continuare că a fost odată un călugăr bătrân care avea un ucenic mai tânăr. Călugărul bătrân aflase că undeva departe de el înspre munte trăia un alt călugăr care avea o livadă mică, dar bogată cu multe, multe fructe gustoase. Așa încât i s-a făcut poftă călugărului bătrân odată de câteva fructe de la celălalt. Și l-a rugat pe fratele, pe ucenicului de acolo, mergi frate, mergi la călugărul bătrân de dinspre munte de acolo, ia coșulețul acesta mic și roagă-l să-ți dea niște fructe pentru mine, că tare mi-e poftă să mănânc și n-am mai mâncat un fruct de nu mai știu când. Așa fac, a făcut ascultare așadar fratele cel tânăr, a luat coșulețul și a pornit la drum. Și a mers pe lângă un pârâiaș, pe lângă o pădurice, a ascultat cântecul păsărilor, a ascultat susurul pârâiașului, a ascultat foșnetul frunzelor pe care călca, dar și cel al copacilor pe unde trecea, până când a ajuns aproape de munte la celălalt călugăr bătrân. A bătut la ușă, bine ai venit frate, cu ce-ți pot fi de folos? Ia ca m-a rugat părintele bătrân, dacă vrei să îmi dai niște fructe din livada ta de ai, că tare e poftă, dar mergi și ia câte dorești, a spus călugărul bătrân de asemenea. Și s-a dus fratele tânăr, a umplut coșulețul cu fructe, a luat din toate câte a văzut acolo și prin buzunare, atât cât a putut și el, și când s-a întors să mulțumească, a spus, părinte, mulțumesc pentru fructe, dar dacă îmi dai voie așa să pun și o întrebare. Dar pun-o, frate, cum să nu? Este aici mila lui Dumnezeu? A întrebat fratele cel tânăr. Și ce ai zis, frate? Poți să mă mai întrebi o dată? Sigur. Este aici mila lui Dumnezeu? N-a știut călugărul bătrân ce să răspundă. A
stat vreo oră așa în tăcere. Mergi, frate. Mergi acasă și trimite cuvânt de binecuvântare și de sănătate părintelui bătrân. Binecuvântat, ți-a spus fratele și a plecat. Dar călugărul dinspre munte, bătrân și el, a luat întrebarea în inima lui și în continuare n-a știut a răspunde. Este aici mila lui Dumnezeu? Apoi dacă eu n-am știut să răspund în fața fratelui celui tânăr, în fața lui Dumnezeu ce îi răspunde, s-a gândit călugărul. Și și-a luat o trăistuță și a plecat undeva în pustie să se roage. Și a rămas acolo, în continuare, întrebându-se dacă este sau nu mila lui Dumnezeu. Așa că vă întreb și pe voi, prieteni, este în casa voastră mila lui Dumnezeu? Este în casa noastră a fiecăruia dintre noi și în inimile noastre? Și ce ar putea însemna asta pentru fiecare dintre noi? Și ar fi tare frumos dacă ați și scrie și ați răspunde la această întrebare după ce vă gândiți cu așezare. Numărul de telefon pentru mesaje este 0740-171-622. Pe curând, prieteni! Bucuria poveștilor! Bucuria poveștilor! Bucuria poveștilor! Bucuria poveștilor! Bucuria poveștilor! Bucuria poveștilor!